ăla și să vedem creeper-ul. Oh my god, ia uitați cum arată creeper-ul, exact ca în trailer. Salutare, prieteni, bine ați venit la un nou videoclip. Azi vă prezint o textură care vă face Minecraft-ul să arate exact ca cel din trailer. Ia uitați-vă și voi cât de fain se vede. Hai să vi-l prezint mai pe larg așa. Urmăriți până la final deoarece o să vă arăt și cum să instalați această textură. Uite-o aia acolo, hai să vedem cum arată animalele. Deci chiar arată foarte fain. Ia uitați, ia. Bă, se întoarce fix cu spatele la mine. Sper să găsești ceva vreun sat. Ia uitați copaci. Deci exact ca în trailer. Ok. Uite un porc acolo. Deci hai să vedem. Porculeț. Ia uite, mamă cum arată. Ești nebun la cap. Ia uite cum arată. Vreau să văd și cum arată alte animale. Deci hai să le spawnăm. Hai să caut aici așa. Niște animale. Bun, bun. Deci creeper-ul, care este pe primul loc. Ce să mai... Zombiu. Unde este zombiu? Uite... Asta. Zombie, wolf... Nu, panda. Unde e wolf? Asta e wolf. Polar bear, nu. Asta. Horse. Strider. Hai să vedem cum arată un warden. Ia uitați în cap cum arată. Foarte tare. Ăsta ce a, nu mă interesează. Hai să vedem creeper-ul. Oh my god, ia uitați cum arată creeper-ul, exact ca în trailer. Zombiu. Bă, mi-a dat cu armură. Ce tare. Chiar arată foarte fain. La fel și... Bă, și câinele e schimbat, dacă vă uitați așa un pic. Sau mi se pare mie. În fine, nu contează. Vreau să văd ceva lavă pe aici. Sau, nu știu. Ia uitați cum arată ăsta. Cum se numeam? Piatra. Ok, aici avem coal. Ăsta nu știu ce naiba o fi. Bă, uite un enderman. Uitați aici, enderman. Să luăm o torță. Ia. Yeah. Oh my god. Uitați-vă și voi cum arată goldul. Foarte, foarte tare, după părerea mea. Bă, era și un enderman pe aici. Dar cred că a fugit. Nu contează. Diamond ore, ia să vedem. Ia uitați cum arată diamondul. Foarte, foarte tare. Acum cum mai ies eu sus, că nici nu mai știu pe unde am intrat. Cred că pe aici. Uitați ce am găsit, fraților, aici. Și uitați cum arată chest-ul. Totul arată foarte, foarte ca lumea, după părerea mea. Ce să mai spawnăm noi pe aici? Dar vreau să văd și o lavă. Nu găsim lavă pe aici. Imposibil. Un pic de lavă. Ce-i cu gaura aia așa, lol? What the... Cum arată? Am găsit lavă. Ia uitați cum arată. Și văcuțe, foarte nice. Nu prea sunt schimbate decât așa un pic culoarea, cred, da. Da, uitați-vă la lavă cum se vede. Foarte, foarte tare. Și copacii ăștia sunt diferiți față de ăia normali. La fel la textură, tot. Ia, așa arată cobblestone-ul. Ia uitați. Foarte tare. Și una dintre cele mai mișto chestii este că nu ai lag. Ia uitați cât de bine se mișcă. Zero lag. Foarte fain. Și acum o să vă arăt cum să instalați această textură. În primul rând o să aveți nevoie de aplicația asta File Manager. Știu că am mai arătat cum să instalezi texturi, dar sunt foarte mulți care mă întreabă cum se instalează texturi și o să aveți un link în descriere, intrați pe el și o să vă dea pe Chrome exact așa. Dați în jos de tot.
Așa. Și dați aici pe mcpack, prima textură de la Downloads. Și așteptați să, de fapt, dați aici I'm not a robot și așteptați acum să se facă 100%. Și dăm aici la Get Downloads, dăm aici tot așa prima și așteptăm acum. Se descarcă. Deci după cum puteți vedea, se descarcă, fișierul se descarcă. După ce s-a descărcat, intrați în aplicația asta File Manager. O să vă arate ceva de genul ăsta. Dați la Downloads și eu am de două ori pentru că am descărcat-o mai devreme. Și tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe ea. Sau în caz că vă scrie zip, dar la asta nu are cum. Zic la alte texturi, dați pe ea, rename și să zicem că aici scria .zip sau ceva de genul ăsta. Și ștergeți zip-ul și punctul ca să fie MC pack să vă intre pe Minecraft. Și acum apăsăm pe ea și ne bagă Minecraft. Eu o am deja instalată pe Minecraft. Vedeți, este deja pusă. Și o să-mi apară o eroare, cred. Ia să vedem. Hai. Da, pentru că eu o am deja instalată, după cum puteți vedea. Dar vă duceți la setări. La setări jos. La Global Resource. Aici o să o aveți, la MyPex. Eu am activat aici. O dezactivez. Deci, așa o să vă apară. Dați la MyPex. Trailers Texture Pack activat. Și, foarte simplu, o să aveți textura cum o am eu aici. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați de un like și un share. Și, ceau fraților!